Ei, bună! Am venit în Dedeman să ne uităm de mobilă pentru dormitoarele de sus, într-un fel pentru casă nouă, că am terminat etajul și ne pregătim să terminăm cu lavabilul și să își aleagă copiii dormitoarele. Am să vă arăt ce dormitoare alegem. M-am gândit să fac așa un fel de vlog, o încercare de vlog. Am să vă arăt ce alegem. Pentru dormitorul meu, asta o să-mi iau. E foarte frumoasă comoda asta, merge să pun și televizorul pe ea. E foarte simplă, patul o să fie tot culoarea asta închisă și costă atât. Deci super frumos, super simplu. Și mai este aici una, și asta e super frumoasă, dar asta nu aș lua-o pentru că dormitoarele de sus le vreau cât mai simple și nu încărcate. Dar și asta e super frumoasă. Deci da, pentru dormitorul meu am ales deja să fac și poză. Deci am mai găsit ceva interesant pentru camera mea, adică o altă alternativă la ce am văzut mai devreme. Tot atâta costă, dar îmi place super mult cum are sertarele. Deci îmi place mult de tot că e compartimentat așa. Ia să văd cum e și jos. Singurul lucru care nu-mi place este culoarea. Super! Deci pentru Ayan am ales una din variante. El vrea unul pe alb, dar ăsta îmi place mai mult. Ăla pe alb era la dublu. Deci patul numărul 3 este 849, are 1,60 m x 2. Și nopiera, la fel de simplă și costă și puțin și îmi place detaliile astea din mânerele astea, par din metal așa. Numărul 2 costă 216. Deci e super, super frumos. Ia să vedem cum se vede de la distanță. E super frumos și această comodă, dar să vedem cât este, pentru că avem un buget stabilit așa pentru început, că avem multe de făcut. Deci comoda costă, e numărul 5, 819. E posibil să nu o luăm pe asta pentru că trebuie să ne încadrăm în buget, dar să vedem cum arată înăuntru. Ar avea loc foarte multe haine la ei în dormitoare. Nu vreau să le pun șifoniere. O să avem un șifonier în altă cameră unde să ne punem lucrurile pe umerașe. Și astea ar fi pentru lenjerie intimă, pentru lucruri care le folosesc ei des. Deci e super frumoasă această noptieră. Stai să facem poze. Și pentru camera lui Teodora, asta o știm de o lună și jumătate, i-am trimis poză. Asta o să-i o cumpăr. Îi place foarte mult. Ea e foarte pasionată de machiaj. Și costă 733. Îmi place că... Ia stați așa. Uitați aici. Deci se aprinde, se stinge. Și consola. Consola înseamnă... Ce e consola? A, deci oglinda costă atât. Și asta e consola care costă atât. Deci da, și trebuie să mai alegem scaunul. Deci super, super frumoasă. Asta și-o dorește și la ea trebuie să alegem un dormitor alb. Avem parchetul tot alb și pereții o să-i vrea gri. Deci să trecem mai departe. Și comodă pentru dormitorul lui Teodora, pentru că am zis mobilă pe alb. Chiar dacă are culoarea asta aici, s-ar asorta cu dormitorul. Și uitați cât costă. Deci nu este chiar așa mult. Ia să vedem. Și este foarte încăpătoare. Deci am să fac poză și la asta, că am putea să le dăm comandă după site.
ea ne-i place și dormitorul ăsta. Îmi place și mie, e frumos. E mai pentru băieți, așa. Hai să facem poză. Dar să ne uităm, dar costă cam mult, deci nu cred că ăsta este din mai multe bucăți. Nu este obligatoriu să luăm așa cu totul, dar ne mai uităm. Deci am mai găsit o variantă pentru Ayan care nu costă foarte mulți bani. Patul are 1,60, aia este numărul 3. Numărul 3 costă atât, deci nu costă mult, deci are un preț foarte bun, rezonabil. Comoda este foarte simplă, deci mai mult de atâta nici nu are nevoie. Deci Ayan, având aproape 11 ani, numărul 2, care costă atât, deci e un preț acceptabil, acceptabil. Și salteaua costă atât. Deci ar fi super patul ăsta. Îmi place și tot vroia el și pe alb. Are un pic de alb. Ia să vedem cum arată de la distanță. Arată super frumos. Și numărul 5. Asta este 829. Ia de să vedem. Care are și alb. Super frumoasă. Deci hai să facem o poză. Da, deci sunt mai multe variante. Eu tind să iau o variantă mai ieftină. Sunt super frumoase, adică de ce nu? Că bugetul nu ne permite chiar să exagerăm așa, că sunt multe de făcut. Și pentru dormitorul meu am mai găsit o variantă, această comodă, care e super simplă. Costă 1039. Acolo, dar este foarte încăpătoare, deci e ca un mini șifonier. Asta mă încântă pe mine, în spațiul, să am unde să bag haine. Și nu e nici scumpă și s-ar asorta, pentru că patul, v-am zis, o să fie ceva închis, așa am să vă arăt eu când ajungem acolo să fac poză. Și pentru living pe viitor, când avem canapea din aceea pe colț care este gri închis tot de aici de la Dedeman, am dat 32 de milioane vechi și m-am cam plictisit de ea, dar momentan anul acesta nu se poate să luăm. Genul ăsta de canapea aș vrea, nu știu că nu se vede culoarea în filmare chiar bine, atâta costă, dar e super, super, super elegantă, super frumoasă și dacă stau să mă gândesc înainte, acum câțiva ani, nu-mi plăcea genul ăsta de mobilă. Dar totuși aș vrea un pic mai închis, un verde mai închis. Deci da, super frumoasă. Și pentru dormitorul meu am găsit patul, dar nu este culoarea potrivită. Trebuie să fie închis la culoare gri închis sau negru, l-am găsit pe site. Super frumos, dar nu este nici dimensiunea. Ia să vedem. Salteaua costă, dar nici salteaua asta nu vreau, pentru că am găsit pe site cu saltea cu spumă de memorie. Este mai scumpă, dar pe aia vreau să o iau. Patul este 20. Uitați acolo. Și salteaua. Da, dar salteaua nu este și nici culoarea nici, dar genul ăsta de pat îl vreau. Super frumos. Asta mi-l doresc de când am făcut etajul, adică de câțiva ani de zile și nu a fost terminat. Da, am să fac o poză. Deci mai avem o variantă de comodă pentru camera lui Ayan, care costă, cât vedeți acolo, chiar nu costă mult și uitați cât de mare e și de spațioasă. Super frumoasă, deci avem mai multe din care să alegem. Deci pentru Teodor am găsit o variantă de dormitor care are și alb și ce-mi place că are spate de depozitare jos, deci are alb, s-ar potrivi cu dormitorul ei. Numărul 5, atâta costă. Numărul 6, noptier. Doamne, noptiera e chiar atât și este foarte simplu. Nu vreau ceva complicat, e foarte simplu. Și comoda, ia să vedem. Super frumoasă comoda. Comoda este numărul 2, 779, deci atâta costă. Am să fac o poză, să
îi place și ei. Și dacă vă întrebați, poate mulți dintre voi vă întrebați de ce Dedeman, eu acum nu fac reclamă la Dedeman, că nu am canalul de YouTube așa de dezvoltat și să mă sponsorizeze cei de la Dedeman, dar de când ne-am apucat de casă, cam toată mobila, materiale de construcție, cam tot de la Dedeman am luat, eu sunt foarte mulțumită, tot ce am luat au și prețuri accesibile pentru toate buzunarele, chiar dacă sunt puțin mai ieftine, sunt și frumoase, deci da, m-am gândit să vă zic și asta. Nu fac reclamă, aș vrea să le fac reclamă dacă s-ar putea, dacă aș avea norocul ăsta, pentru că chiar îmi place la Dedeman și cred că sunt puteți mulți acolo care cumpărați de la Dedeman și sunt mulțumiți. Nu știu ce să vă zic, am cumpărat și flori și multe lucruri de la Dedeman. Deci sunt mulțumită, dar m-am gândit să vă spun, să știți și voi. Deci da, are până și mâncare de animale și da, chiar îmi place. M-am gândit să vă spun. Bine, vă pup! Deci am terminat cu Dedemanul, că am filmat mai devreme și am zis că vă arăt ce facem și am vrut să vă arăt, sunt într-o parcare în oraș. Soțul cu băiatul s-au dus să tundă și vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Dedeman pentru etaj, cum v-am zis, și cât m-a costat doar ce vedeți aici, în afară de această pungă de la Selgros și ăsta. Deci m-a costat 932,85, deci am dat o căruță de bani vorba aia. Am luat lavabil in-invice de 15 kg, cred că, nu știu sigur, alb. Aici am luat altfel de lavabil Savana, este un verde, am uitat cum e, ce, Boho sau... Am luat două, a costat 300 și vreo 40 ambele pentru camera noastră, pentru dormitorul nostru. Aici am luat pentru piscină clor, din ăsta pentru alge, trafalete, aici am mai luat soțul ceva pentru toaletă, că ni s-a stricat, asta pentru plecat gletul după pereți, la fel, șminche sau cum îi zice la ăsta, tot pentru glet, un pistol din ăsta cu spumă, nu știu cu ce este, și acum mi-am adus aminte că am uitat să iau o spray cu vopsea, că am un proiect. Pensulă, șuruburi aici, acest dispozitiv pentru piscină să punem pastila aceea pe clor, pungi, folie din aceea de pus pe jos când dăm cu lavabil, filtru, două filtre pentru pompa de piscină, copiii vor gri în camera lor și am luat negru, ce am mai luat? Am mai luat amorsă. Aici am un sac de multivat. Deci, pe ce v-am zis eu aici, am dat și ăsta pentru piscină, că și la Brutaian, chiar dacă mai luat și de la Jumbo. Deci da, cât am dat doar pe lucrurile astea, a costat foarte mult lavabilul acela verde, colorat de-a gata. Cam asta am zis să vă arăt și ce am luat. Cu sus că mai avem mult de alergat și nu știu dacă mai am timp să vă mai arăt când ajung acasă. E destul de târziu, suntem plecați de azi dimineață și mai avem de rezolvat ceva prin ora, suntem și cu copiii după noi. Cam asta, mulțumesc, vă pup!